Cuvânt al Sfântului Petru Alexandrinul. Cei ce după părerea și după gândul lor aleargă la nevoință cu durere mucenicească și sar singuri în cursele celor ce-i caută, unii ca aceștia mai multe războaie ațâță și părtași acelor războaie se fac. Ei merg, adică la durere, ca pentru numele lui Hristos, dar fără să ia aminte la cuvântul Domnului care ne învață: păziți-vă ca să nu intrați în ispită. Și iarăși la rugăciunea cea greită către Tatăl spunem: nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. De multe ori Stăpânul Hristos încă și pe apostoli îi învață să nu meargă cu îndrăzneală spre vrăjmașii ce voiau să-i prindă pe ei. Iar când a venit vremea patimilor lui, nu s-a dat singur pe sine în mâinile potrivnicilor, ci a așteptat până ce au venit asupra lui cu arme și cu gărzi și le-a zis: ca la un tâlhar ați venit cu arme și cu săbii ca să mă prindeți. Și așa l-au dat pe el lui Pilat. Drept aceea, nu după înțelesul cuvintelor lui Dumnezeu fac cei ce se aruncă pe sine în ispită. Că zice Domnul: păziți-vă pe voi că vă vor duce în adunări și în soboarele lor vă vor bate. Că a zis: vă vor duce pe voi, iar nu vă veți duce singuri. Și zice: la judecători și la împărați veți fi duși pentru numele meu, iar nu singuri vă veți duce, de vreme ce ne poruncește nouă să fugim din loc în loc, goniți fiind pentru numele lui. Și iarăși zice: de vă vor goni pe voi din cetatea aceasta, să fugiți în cealaltă, pentru că nu voiește ca să ne supunem de voia noastră în mâna ajutătorilor diavolului, ca să nu ne facem vinovați de ațățarea la război. Și iarăși îi îndeamnă pe ucenici și mai mult îi silește ca să ne ferească de lucrurile cele purtătoare de moarte și să ia aminte a se păzi, zicându-le: privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Așa, întâiul mucenic Ștefan, mergând pe urma acestei mucenicii, a fost răpit de călcătorii de lege în Ierusalim și a fost dus la adunare și, fiind bătut pentru numele lui Hristos, se ruga zicând: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Și așa a proslăvit pe Dumnezeu. Așa și Iacov a fost prins de Irod și cu sabia i-au tăiat capul. Așa și apostolul Petru de multe ori a fost prins și închis în temniță, iar mai pe urmă l-au răstignit la Roma. Asemenea și prea înălțatul Pavel, de nenumărate ori fiind prins și în primejdii suferind până la moarte, multe a pătimit. Și proslăvindu-se într-o acele multe goniri și necazuri, într-o aceeași cetate a Romei, cu sabia capul lui i-au tăiat. Că într-o aceste pătimiri, lăudându-se Pavel, zicea că în Damasc, într-o coșniță peste zid, a fost eliberat noaptea și a scăpat din mâinile celor ce-l urmăreau pe el. Că lui îi era încredințată mai întâi propovăduirea și învățătura cuvântului lui Dumnezeu către neamuri, întru care avea să întărească pe frați ca să petreacă în credință și să le zică așa: prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, că nu căuta voia sa, ci căuta ca pe cât mai mulți să-i mântuiască. Și multe sunt cele ce s-au făcut după îndreptarul acesta. Deci, precum zice apostolul, să-i primiți cum se cuvine pe cei ce învață.